Totul despre înființarea culturilor trufiere, recoltarea și comercializarea trufelor, dar și a recoltelor de alun. Despre acest subiect, participanții seminarului organizat miercuri la Ruse pot afla totul direct de la specialiști din Alba Iulia, o firmă care a reușit să facă din asta o afacere profitabilă. Simpozionul de mâine prezintă întreaga afacere a culturii de alun și trufe și a altor arbori micorizați cu miceliu de trufe, de la micorizarea arborilor la Institutul de Cercetare din Tuscia, Italia, până la plantarea acestora, realizarea plantațiilor respective, recoltarea trufelor cu câini specializați, iar apoi preluarea întregii recolte și eventual procesarea trufelor în diverse delicatese. Piața producătorilor de trufe în România și Bulgaria nu este foarte aglomerată, astfel că noi producători ar fi bineveniți, mai ales că piața de desfacere există în întreaga Europa, în ciuda prețului foarte mare, cuprins între 250 și 1000 de euro pe kilogram. Cei care vor așadar să afle totul despre această afacere profitabilă sunt așteptați miercuri dimineață în fața centrului de afaceri. Plecarea este mâine din fața centrului de afaceri. Toți cei care doresc să participe la acest simpozion sunt așteptați la ora 9 în fața centrului de afaceri. Nu putem pune la dispoziție transport pentru cei ce doresc să meargă în Bulgaria, însă îi vom însoți până la sediul prefecturii ruse, acolo unde va avea loc simpozionul.